Hai, repijor în fața la televizor tăți, ca mușiară prezintă Vanii la lui Băț. Pomana este un dar oferit pentru iertarea păcatelor și se face de obicei de sufletul celor care mor. Le primim la mormântări, le primim de-a nouza, le primim la nu știu câte săptămâni, la jumătate de an, la un an, dar cel mai multe pomeni se dau de blaje. S-au ajuns de la picene și bomboane, la pleduri, covoare, microvalnovi și holodili și chiar iPhone. Dar hai să lăsăm pomenele care se dau de sufletul celor plecați și să vorbim despre pomenele celor care se vor votați. Pomană electorală sau mită pentru a influența alegătorul. Din nu știu și finanță, unii concurenți electorali cumpără în cantități destul de mari griecă, macaroane, tușoncă, orez, făină, zahăr, ulei. Uleiul, apropo, a ajuns la aproape 40 de lei, preț crescut tot prin scheme gândite de ei. Le pun în pungi de culoarea partidului și cu stema partidului lor și spornesc cu minți, umili și blânzi la bietul alegător. Am văzut și din aestea, când omului câte 400 de lei în mână i s-o dat, i s-o spus cu cine să voteze, l-a urcat în taxi sau în autobuz și marș la votat. Când țara asta așa de ghine de mai mulți ani străiește încoace, ne-a adus la așa stare că banii și pomana, mai ales electorală, place. Îi mărșăvie așa de mult că pur și simplu tac. Dar poate ei sărașii din timp pomană de sufletul partidului fac. Vreau să vă sfătui. Pomenii tot din banii voștri furați de la voi, sute de grame, lei, vă rog, nu acceptați, că pentru o pungă păcătoasă cu crup 4 ani tot voi să lucrați. Nici la concerte electorale nu prea vă izghiți, că artiștii plătiți tot dintre voastre parale, care după ce o scânt și voi să dansați, ați vă spun la microfon tare, ia ca cu gheagheista să votați. Că vezi, Doamne, și politicieni caritabili, săritori la nevoie, ei ne ajută. De parcă noi suntem proști și nu înțelegem că ei iară vor să de dreagă. Atât pentru voi, Vania Băț, care iubește pe tăți.